Băieții mei, eu sunt Vlad și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Hardcore în sălbăticie. Ei bine, în acest episod o să facem ceva nebunesc, am și uitat să filmez când am făcut porțiunea aia. Ei bine, vreau să mai construim, stai să vă arăt acum, așa, vreau să mai facem încă un foișor și cred că mi-a venit o idee, asta să fie o basă, adică o să fac unul aici, unul aici, unul aici și unul aici și gata. Deci vreau să facem momentan așa, pentru că m-am gândit și am zis, bă, nu e spațiu așa foarte... foarte mare și am zis, bă, hai să fac așa, ca un spațiu. Pentru că am analizat și că trebuie să punem aici vreo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocuri aici. Și aici putem să facem în felul următor. Uite, momentan așa, că aici trebuie să facem, de exemplu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, că am numărat și acolo. Aici putem, trebuie să mai număr, pentru că aici e un plic, aici e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, deci acolo putem să punem 10, e 9 cu 10 aici, nimic mai mult, nimic mai puțin. Și o să mergem cu shift ca să nu cădem, că dacă apăs din greșeală pe space, m-am dus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci, avem un total 10. Dar nu știu, deci se vocalizează greu, rău de tot. E o chestie de-asta nasoală. Așa. Cred că o să facem în felul următor. Așa. Momentan așa. Așa. Nu știu dacă e bine cum am făcut, dar stai să verificăm acum. Ia stați un pic, vreau să verific o chestie. Așa. Văd că e ok așa. Și dacă punem bloc cu bloc, poate reușim să acoperim întreaga suprafață. Și dacă fac așa, să-mi ușurez un pic din muncă. De ce, hai să vă zic de ce mi-a venit această... Adică, bă, am zis că e spațiu mic acolo și am zis, bă, cel mai bine e să mă extind. Și cel mai bine pot să fac așa. Easy peasy. Sau cum mai zic eu de obicei, izileanu. Așa, izileanu, frumos. Punem din astea și... și de aici... Mamă... la cât punem aici. Nici barmanul de la casă o să se uimească. Așa. Știu că n-are sens, dar am zis să fac așa o expresie.
În plus știu că o să fie monștri jos, dar nu mă interesează pentru că avem aici. Vreau să fac cel mai securizată, cea mai securizată bază. E un fel de bază unde eu o să fiu practic rege. Dacă o să fac și chestia asta pe multiplayer, Doamne ajută, pentru că chestia asta ar putea să mă ajute în caz, că, în caz de o invazie sau ceva de genul. Sunt aici și e bine să fac și, să fac și o chestie în subteran. Știu că aș vrea să fac, că vreau fermă, recunosc chiar încă vreau fermă, dar vreau mai întâi să facem extindere de blocuri. Aici aș putea pune un pat sau să facem, de exemplu, să depozităm animalele. Așa, dau ca exemplu, stai să mă culc. Este câte ora? 11:30. E 11:30, recunosc. Și eu filmez episoade. Pentru că recunosc, n-am mai postat de ceva vreme, pentru că da. Că am zis, bă, postez, bă, ce mă tot de la Roma, dar na. Am avut niște chestii de rezolvat și nu puteam să le las așa. Ia. Și voilà. Și dacă facem așa. Și aici, papa, mi ajung din astea. Și dacă punem repede așa să nu cădem. Așa, repede, random. Deci fix mi-a ajuns fix să încojur tot. Vreau să fac, ca să vă arăt acum, să dau cu câu. Acolo vreau să astup, să fac o fermă de aia mare pe plantație și dacă e să fac cu animale. Și ideea mea mi-a venit să fac o fortăreață în jurul acestei păduri, dar problema este că trebuie să tai tot de acolo, dar... Dar o să dureze, o să fie mamă. De aceea vreau să fac o chestie. Dacă e să fac fortăreața, să fac ceva de genul, să înconjor, mamă, deci să înconjor foarte mult. Aici o să-mi ia angre de muncă. A, mai avem și galbă aici. Cam asta e extinderea, adică nu o să facem ca aici, la principală. Aici va fi principală, o să o extindem și pe aia. O să băgăm direct în față, sau să-mi iau niște liane repede, să punem de formă. Dar o să facem în felul următor. O să punem așa. Așa. Dar văd că arată bine și așa. Cineva. Și o să mă duc mai multe lemne pentru că văd că am rămas fără. Văd că mai am 28, îmi ajung, dar problema e că o să fie... O să-mi iau... O să-mi ia muncă
ani de muncă și nu vreau să se întâmple chestii din astea. Ia hai. Dacă vreți să fac furtăreață, să... Nu știu. Chiar mă gândesc să fac chestia asta. Problem. Ideea e că o să ia mult, 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 mult de construit. Și mult de... De nivelat, mult. O să ia ceva, ceva. Dar abia am reușit să fac poteca de acolo, de lângă casă. Așa. Ia să tem și pumul ăsta. Așa. Tem repede. Așa. Mamă, da. M-am gândit. Eu mereu mă pun pe gânduri, stau liniștit în caz că, deci vreau să vă fac o chestie, să vă dezvălui o chestie. Când sunt stresat și ceva de genul, îmi pierd concentrarea, intru într-o stare de asta depresivă și, cum să zic, adică nu-mi vine idee. Acum, dacă e, te relaxezi un pic și... De exemplu, te joci ceva, stai, te relaxezi, te uiți la un video, te uiți la un film, practic te relaxezi, te relaxează și poți să faci ce vrei tu, de exemplu. De exemplu, poți să faci episoade, cum fac eu. Asta e punctul forte. Al recreării și când vii așa acasă de la o zi nasoală de muncă și sau de sală. De exemplu, pot să vă dau și exemple. Stați așa frumos, vă relaxați, vă faceți o mică baie. Baie e mult spus. Asta e așa. Așa, am numărat că trebuie să pun 5 acolo, deci 1, 2, 3, mai punem încă 3. Așa. Perfect. Și o să facem un felul următor, după ce o să pun astea aici. Așa. Gata. La somnic.
mă uitam să văd câte ora este. Și 45. Să vedem cât mai ținem episodul ăsta, pentru că vreau și eu să mă culc. What? Nu știam că pot să prăjesc chestia asta. Wow. Opa. Și dacă sparge? Oh, super. Chiar mă gândesc la chestia asta. Ia să vedem. O să fie un scurt episod din cauza că sunt și obosit, dar trebuie să recunosc că am și eu nevoie de odihnă. O să vedem ce am putea face, să punem în mijloc. Facem un centru. Da. Facem așa. Cel mai bine să putem crafta. Să mă duc repede să mai așa și bucățile de lemn. De jos, pentru că e nasol să. Aoleu, fugi. Creeper-ul măsii. Da. Trebuie să rezolvăm problema asta neapărat cu spawnul ăsta, că e nasol de creeper, de zombie, de scheleți. Nasol rău de tot. Ia să ne uităm un pic. Mai aș face un arc. A, uite că am un arc aici. Să dau după creeper. Ia, puteți să-l dăm aici? A, pleca, pleca. Dacă cobor acolo, singur să explodeze și nu vreau asta. Unde a dispărut creeper-ul? Asta e. A, uite. Ia uite-l, mă, ce vrea să facă. Da, deci aici acoperișul și asta o să facem în episodul viitor, pentru că acum vreau să vedem ce. Vreau să testăm niște chestii, că vreau să mă personalizăm puțin podul, să zic și eu.
Ia. O să fac o chestie. Ia, dacă facem așa. Opa! Mamă, ce era să mor. Ia, și dacă punem un lemn din ăsta. Văd că mere. Mere să faci chestia asta. Ia stați așa. Facem în felul următor. Văd că da. De aici trebuie să văd cum rezolv eu să fac chestia asta, pentru că Trebuie să o și fac. Așa. Cum arată cu... Văd că arată ok așa cu pod. Să facem o chestie. Așa. Facem așa. Gata. Stați așa. Gata, am rezolvat problema.
Gata. Am rezolvat și problema cu podul. Mă, se vede cât de cât ok podul. N-am nimic de reproșat, dar o să trebuiască să adaug niște ajustări. Da, asta e. Trebuie să ne descurcăm așa cum trebuie. Gata. Lovim un spider direct în lovitură de plină. Păcat că n-am reușit să terminăm și acum terminăm tot foișorul. Păcat, pentru că chiar, nu, pe bune, chiar dacă stăm să ne uităm, chiar arată impecabil. Așa cu pod. Și dacă mai punem torții aici. Așa. Trebuie să ne culcăm. Mamă, ce mă doare nasul. Așa. Eu aș pune capăt acestui episod pentru că deja am filmat. Stai să ne uităm cât am filmat, pentru că avem aici. Așa. Văd că am filmat foarte mult. Vă spun cât, că după bag la ID și o să iasă ciugiuc episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc că v-ați uitat până aici, iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!